Țăranii dintr-un sat de lângă Cluj-Napoca s-au trezit cu fântânile pline cu motorină. Este vorba despre satul Gheorgheni, lângă care s-a răsturnat o cisternă armatei, iar combustibilii s-au scurs în pânza freatică. Este vorba despre 7 tone de motorină. Nu este afectat tot satul, dar sunt multe fântâni pline cu motorină. Conform știri de Cluj.ro, chiar dacă unii ar crede că este un moment de fericire, nu este, pentru că motorina nu poate fi folosită. Sătenii scot acum apă contaminată din fântâni pentru a curăța sursa lor de apă pentru grădini și animale. Autoritățile au organizat o ședință pentru a vedea ce este de făcut. Prefectul a cerut primarului comunei Feleacu întrunirea imediată a Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru identificarea sumei disponibile în fondul pentru urgență constituit la nivelul bugetului local al comunei, care să fie folosită în scopul achiziționării de rezervoare noi, pentru depozitarea temporară a apei primite în perioada următoare și pentru cheltuieli ulterioare necesare intervenției de moment. Autoritățile locale, împreună cu reprezentanții armatei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, au oprit alimentarea cu apă atât de la bazinul principal cât și de la cele secundare și astfel apa contaminată numai să nu ajungă la populație. Măsura a fost luată de urgență pentru ca cele 350 de gospodării de pe raza satului Gheorgheni să nu fie afectate. Toate ajutoarele de apă potabilă aduse în cisterne de către compania de apă Someș, cât și cele de apă nepotabilă puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, vor ajunge în localitatea Gheorgheni într-un anumit interval orar, iar cetățenii vor fi informați în acest sens și își vor putea duce apa necesară în recipiente proprii. Relatează știrdecluj.ro.